Merturia care îl îngroapă pe ful PSD, îmi era fric de Dragnea. Mi-a propus colaborarea cu PSD, sublinierea tot el mi-a spus că voi fi angajat temporar la Gazpc. Anisa Niculina Stoica, una dintre angajatele Gazpc Teleorman menținut în funcție sublinierei peletit de sublinierei lucra de fapt la organizația PSD, a declarat, miercuri, la instanța suprem, unde urmează să fie audiat sublinierei liderul PSD, Liviu Dragnea, ce ea nu a cerut nimnui să fie angajat pe vreun post. Ce lucra în presa locală sublinierei ce Liviu Dragnea i-a propus colaborarea cu PSD, tot el fiind sublinierei cel care i-a spus că va fi angajat la Gazpc, temporar, pentru a încasa un salariu, în condițiile în care la PSD nu era peletit. Ea spune ce a fost o situație confuză pentru ea, ce a întrebat unde va lucra, de fapt, sublinierea ce i s-a răspuns și la partid. La această oră, la ICJ continuă audierile, de afară auzindu-se huiduieli sublinierei scandri ale protestatarilor diez rezist aflați în fața instituției. Fac o mic precizare, nu am cerut niciodată să fiu angajat. Nu am cerut nimnui să fiu angajat pe vreun post. Eu lucram în presa locală atunci. Domnul Dragnea mi-a propus această colaborare cu PSD, prin 2006 cred, la o întâlnire la Camera Deputaților am făcut cu o subliniere ting. Erau mai mulți prezenți, inclusiv Adriana Botorogeanu. Am avut o discuție în biroul lui de la Consiliul Județean Teleorman. Mi-a spus ce vrea să înființeze un birou de pres la PSD Teleorman, i-am spus ce nu am mai făcut PR, dar a subliniere putea încerca. Era o experiență interesant. Nu era vorba despre o funcție anume, nu mi-a precizat, le-a spus magistraților Anisa Stoica, audiat ca martor. Ea a mai susținut ce odată cu ea au mai fost adus sublinierei doi jurnale sublinierei din pres local, dar nu au stat, iar ea nu a fost peletit 3 luni. Anisa Stoica a mai spus ce, la un moment dat, Liviu Dragnea a întrebat-o dacă situația ei legată de plată a fost rezolvat, subliniere i a răspuns ce nu. Nu subliniere tiu nici cine trebuia să o rezolve. Domnul Stuparu, Timotei Stuparu, secretarul PSD Teleorman, NR, a fost enervat de prezența mea în partid. Am lucrat la Stuparu între 2000-2002, dar nu am apelat la el să mă angajeze. Nu am apelat la nimeni să intervină la domnul Dragnea pentru a fi angajat. Trebuia să fim peletici cumva, de asta s-a luat această decizie. Domnul Dragnea a avut ni subliniere te discuții cu ni subliniere te persoane pe care nu mi le amintesc, subliniere i mi-a spus că voi fi angajat la protecția copilului Teleorman, spunând ce este o decizie temporară. A fost confuz pentru mine. Nu subliniere tiam unde voi lucra. Am întrebat unde voi des subliniere ure activitatea.
ni s-a spus și la partid. Mi s-a răspuns pur și simplu ce voi fi în cadrul partidului. Nu mai știu cine, dar precizez ce nu domnul Dragnea. Erau foarte multe persoane în partid atunci, nu pot preciza cine mi-a spus ce voi lucra în partid. Domnul Dragnea nu era acolo când întrebasem. A sublinierea ce ne-am conformat, a mai susținut ea. Stoica a mai spus ce ulterior a dat examen la DGASPC, dar la scurt timp sublinierea Adriana Botorogeanu au fost chemate de directoarea direcției, Floarea Alesu, care le-a întrebat de ce nu se prezint la serviciul la DGASPC. A spus ce măcar am putea merge jumătate de timp acolo la partid, jumătate aici, dar să fim prezente sublinierei la DGASPC. Doamna director bănuiesc ce subliniere tia. Nu subliniere tiu de unde subliniere tia ce eu sublinierei Botorogeanu ne des subliniere urme activitatea la sediul partidului. Aie subliniere IT din birou după un timp, apoi a revenit sublinierei n-a spus ce mai bine nu venim la direcție sublinierei ce ar fi bine să nu ne vad nimeni acolo, a afirmat ea, susținând ce Botorogeanu nu le-a dat alte explicații. Ea a mai spus ce nu s-a simțit protejat de Liviu Dragnea sublinierei ce nu a făcut parte din cercul relațional al acestuia. Precizez ce nu m-am simțit niciodată protejat de domnul Dragnea sau de altcineva. Au tot fost martori care au spus asta, dar eu nu am făcut niciodată parte din cercul lui relațional. Întrebat de magistrat de ce a existat acea situație dacă nu era protejat de Dragnea, femeia a răspuns, cred că toți voiau să sublinierei păstreze locul de muncă, nu subliniere tiu. Îmi era fric de domnul Dragnea, nu e vina lui, chiar la un moment dat mi-a spus. Subliniere tiu de ce doamna Alesu sau ceilalți au acceptat. Nu de dragul meu, la partid era nevoie de oameni care se muncească. La DGASPC nu subliniere tiu. Poate din dorința de a ajuta partidul, nu subliniere tiu. Singurul punct în care am pronuncat în fața doamnei Alesu numele lui Dragnea a fost în 2008, când mi-am dorit să fac ni subliniere de campanii pentru copii, voiam sublinierei special subliniere T. Am încercat să o impresionez, i-am spus că aceste campanii vor fi cu acordul presublinierei dintelui. Dar vă spun ce nu m-am simțit protejat de domnul Dragnea, a spus Anisa Stoica, care este audiat în calitate de martor la solicitarea avocaților lui Liviu Dragnea, potrivit News.ro. Răspunzând întrebărilor magistratului dacă ar fi putut să le refuze pe Dragnea sublinierei dacă s-a simțit obligat fapt de el, Anisa Stoica a spus că îl putea refuza sublinierei ce nu s-a simțit obligat să-i accepte propunerea, am lucrat cu plăcere cu domnul Dragnea, am avut încredere în el.
De asemenea, ea a fost întrebat de către magistrat dacă atunci când a dat examen la DGASP a intervenit cineva pentru ea, spunând ce i s-a dat bibliografia, care oricum era public, dar ce a încat, cumva da. Mi s-a dat bibliografia. Nu știu dacă cineva a intervenit în favoarea mea atunci. Eu chiar am încat. A fost concurs. În afară de doamna director al ESU, nici o altă persoană din conducerea direcției nu ne-a chemat să dăm explicații de ce nu venim la serviciu. La această oră, continuă procesul în care Liviu Dragnea este judecat pentru abuz în serviciu în cazul angajărilor fictive de la DGASP, el urmând ce fie audiat. De afară se aud huiduiele sublinierei Iskandr Dragnea, la cu subliniere cerie, ale protestatarilor rezist aflați în faca ICJ.